Bine m regăsit, prieteni! O mie de oameni omorâți în Darfurul de Vest. Tribul Masalit. Uciși, torturați, înainte de a fi uciși, de partenerii Hamasului. la Hamasul ăla din Gaza. Am văzut postările oriunde în afară de triburile astea, să le spun, de pro-Palestina. O să le spun triburi. Pentru că vreau să fac diferența între cei care, într-adevăr, au niște argumente, sunt decenți, da? și cei care spar vitrine sau se bat cu poliția pe străzi. Da? Uh, nicio mișcare. Nici mișcare. nicio mișcare, pentru că nu ne interesează Ei, sunt negri. Da? Sunt uh, tribul cu cea mai închisă culoare din uh, Darfurul de vest de acolo, din uh, orașul ăla, unde erau majoritari în genuina. Da? Uh, și milițiile arabe, da? Așa se numesc, milițiile arabe și forța aia tâmpită de teroriști, toate, amândouă partenere cu Hamasul, i-au -au ucis. Pur și simplu, nu, sunt, nu poți privi imaginele. Să știi că am primit o atenționare inclusiv de la, de la YouTube pentru imaginile de ieri, dar le-am scris. Sunt, pentru o, 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 sunt o componentă etică, să înțeleagă lumea pur și simplu ce se întâmplă. Dacă să nu mai avem tot felul de conspirații, lasă că știu eu ce se întâmplă în Gaza mai bine decât toți. Da, mai sunt și de și din păcate nu sunt foarte puțini, și din păcate nu sunt doar la noi în Estul Europei, ci e prin Occidentul, poate mai plin decât în Est, de tot felul de șmecherași care, mă rog, dacă n-au altă calificare, și-au găsit calificarea de a fi cei mai deștepți și cei mai informați, mai informați decât Mossadul, mai informați decât CIA-ul, dar mai deștepți decât toată lumea care vede nebunia din uh, fâșia Gaza, nebunia Hamasului. Bun, și nicio mișcare de la prop palestinieni Nu iese nimeni pe stradă. În Londra, în Madrid, în Paris, să iasă ăștia, să spună, băi, nu se poate, asistăm la un genocid. Pur și simplu, minițiile ale arabe, partenere ale Hamasului din fâșia Gaza, ca să înțeleagă toată lumea, și repet asta, uh, și-au pus în cap să radă toată populația masalit. De ce? Nu se potrivește cu gândirea lor. Nu se potrivește cu ăla, zeul lor, da, care probabil e un pic mai alb la față și ăștia sunt mai închiși. Și atunci ce și-au spus? Hai să-i radem pe toți. O mie de cadavre găsite până acum în gropi comune. În gropi comune de la marginea orașului aruncați, cum nu arunci, nu știu, un câine, bă, îți moare un câine, l-ai ținut în curte, l-ai ținut în casă și nu-ți vine să sapi, să iei hârlețul, să sapi o groapă și să-l arunci acolo. Faci tot posibilul să, să existe un sfârșit decent inclusiv pentru câinele ăla sau pentru pisică. O duci undeva la un incinerator să-i pună nușa, să-i să faci ceva, înțelegi? Dar să nu fie uh, uh, sfârșitul indecent, sfârșitul să nu fie sub capacitatea ta de a-ți înțelege propria umanitate. Ei bine, triburile astea de de, 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 teroriști, cum este Hamas, cum este Hezbollah, cum este jihadul palestinian, cum sunt ăștia de acolo din, din, Darfurul de vest, ăștia nu, nu pricep ce e viața umană. Da? Ați văzut ieri acele înregistrări din uh, Iran, în care o fetiță vorbea despre fratele ei, nenăscut, era în burta lui Măsa, da? despre cum ar trebui să devină martir. Taxul ăla care a ținut-o în brațe, ăla pe care l-a tras probabil de barbă, zâmbindu-i, da, și ăla să devină martir. Adică să-i zboare mațele pe pereți, urlând la Akbar. Da? Ăia din Gaza la fel, cu copilul în brațe. Copilul în brațe, un copil de un an și cinci luni și măsa care l-a făcut, l-a născut, da? vine și spune, o, să fiu fericită să-l dau Hamasului. Da? Să moară acolo, urlând și ăla despre Allah ăla al cu fetiță de, de, de 4-5 ani, dar stând în brațe cu ea, îți dai seama, să când se naște un copil, dintr-o dată spune, nu știu, soarta, destinul, Dumnezeu, Allah, etc. Da, zei, nezeii, dar îți spune o minune în brațe. Eu când am ținut prima dată pe fiul în brațe, îmi tremurau picioarele, avea câteva ore, înțelegi? Și am zis, mama mea, sunt cel mai, sunt cel mai vulnerabil, cea mai vulnerabilă ființă de pe pământ. Asta sunt. Asta se întâmplă când ții un copil în, brațe. Dar altă, mai ales. Bun? Și dobitocul ăla din fâșia Gaza spune, a, la întrebarea reporterului, care au zis, băi, dar totuși și fica ta este o copilă atât de drăguță. De ce Hamas? Dacă vine într-o zi copila asta și spune, vreau să fac un atentat sinucigaș, ce o să faci tu ca tată? A, o să o încurajez, o să o ajut. Adică, Așa să vă gândiți că pentru ăștia care cu, sunt cu mintea îmbâxită de tot felul de zeități, de cele mai căcăcioase zeități pe care le-a dat mintea omului, da? ăștia, de fapt, n-au niciun respect pentru viața umană. Și ăia care ies, cumva, să susțină, nu-i așa, dintr-o perspectivă de asta, nici nu știu dacă este stângoidă, dintr-o dintr prostie imensă, cum nu poate exista, decât în mintea unui om gândesc, animalele nu fac chestia asta, dar sunt mai respectabile din punctul de vedere, ies uh, să-i susțină. Eu cred că dacă există într-adevăr un Dumnezeu sau un Allah sau Bodhisattva, cine vrei tu, da? în paradis vor fi doar animalele. Noi, ăia, dacă există zeii ăștia, vom sta la garduri acolo la paradis și ne vom uita la căței, la um, zebre, la vulpi, la mâțe, pentru că alea merită câteodată mai mult decât oamenii. Un animal nu ucide niciodată din plăcere. Un animal ucide pentru că e un lanț trofic care a fixat un destin. Ăla mare îl mănâncă pe ăla mic. Da? Dobitocii ăștia din, din Hamas, din Hezbollah, din, din milițiile arabe, din Darfurul de Vest, ucid pentru că le place. Îmi pare rău că nu pot arăta acele imagini. Într-un fel îmi pare rău ca să priceapă lumea mai bine. Dar automat cred că ar fi sancționat de YouTube, de Facebook, de televiziune în primul rând, de CNA da? și pe drept cuvânt. Da? Știi ce -am, la ce m-am uitat? M-am uitat de vreo două sau trei ori. Că am vrut să pricep ce poate fi mintea unui om care se uită în ochii altui om și îl ucide. Știi ce se vedea acolo? Plăcere. Dar e o plăcere de aia... Uh, să nu înțelegi că e plăcerea copilului, ochii aia care râd, ochii copilului care râd că mănâncă o înghețată bună, uh, ochii uh, tatălui care își întâmpină fiul după nu știu câte luni. Nu, nu. E o plăcere de aia brutală. E o plăcere de aia scârboasă. E plăcerea pur și simplu prin care simți că ești mai puternic și trebuie să-l rupi pe el în două. Înainte de a fi uciși, oamenii aia erau obișnuiți pe străzi. Vorbesc despre tribul ăla masalit. Adică, nimic, știi, dacă n-au avut o viață decentă, încăpățânat, teroriștilor, de ce să aibă o moarte decentă? Hai să facem și moartea de căcat, dacă a fost viața de căcat. Adică, ar trebui, și aici mă duc iară către pro-palestinienii care ies, nu-i așa, prin Londra, ies, au ieșit în New York, ies peste tot în lume să vorbească despre ce? Despre viața umană. Și fără să vorbești despre scuturile umane pe care Hamasul le face în fâșia Gaza, fără să vorbești despre tragedia asta imensă, rușinea asta pentru umanitate, în care o comunitate este pur și simplu ținta ora care vor dispariția, eu cred că în secolul XXI ne cam este mințile. Eu cred că în secolul XXI, cu toate instrumentele astea extraordinare, da, Facebook. Facebook, Cartea Fețelor, să ne întâlnim unii cu alții, să schimbăm idei, să vedem ce mai fac colegii de facultate, să vedem ce mai fac colegii de liceu. Da, așa a început totul. Cred că instrumentele astea s-au transformat în niște arme incredibile. Deja, idioții din lume și-au făcut un fel de legătură aproape publică. Nu mai este dark web-ul ăla în care stăteau și făceau tot felul de afaceri oneroase și erau prinși de CIA. Nu. Ei profită tocmai de instrumentele democrației. Da, domnule, e liberă, am asociere, e liberă, nu știu cum, da? ci de instrumentele tehnologiei de secol 21, ca să-și pună la oaltă toate nemerniciile. Asta se întâmplă. Subiectul urât. Subiectul urât. Îl fac cu întârziere, m-am tot uitat, m-am tot gândit să vorbim despre asta. Dar cred că ar fi o ipocrizie să nu vorbesc și despre oameni. Am trecut destul. Lumea asta civilizată, Occidentul, a reacționat atunci când se întâmplau astfel de lucruri într-o democrație sau într-o relativă democrație sau într-un spațiu cât de cât apropiat, măcar geografic, dacă nu ca valori, de Occident. Ei bine, va trebui să ne uităm altfel către Africa. Pentru că și ea sunt oameni. Și ea îți dau esența umanității. Esența umanității câteodată se scurge pur și simplu și devine confuză total, o ceață, o negură, atunci când auzi și nu vorbești. Da? Ai auzit despre Africa de o mie de ori despre toate nemenicile care se întâmplă în Africa, cu copii omorâți în școli, pe băncile școlii, doar pentru că unul vrea să strige Allah mai repede decât ăla. Sunt niște lucruri care trebuie să ne dea de gândit. A trebui să le dea de gândit și ăstora care ies pe străzi, în lumea civilizată, pro free-free Palestine, da? Eu aș face ca India. India știi ce a spus? Băieți, nu cumva să vă pună șarpele Evei și Adam să ieșiți pe stradă cu free-free Palestine. Și voi, ăia popii ăștia islamiști, musulmani, să nu cumva să vă, aud să vă auzim că în predicile voastre pomeniți sau glorificați Hamasul sau alți teroriști. Că vă luăm MAU. Vă luăm MAU, adică, puf, v-am închis toate instrumentele aia, de la moschee până la, până la uh, radio televiziuni, conturi de Facebook. Așa trebuie să facă toată lumea civilizată. Bă, până la urmă, tu ce glorifici acolo când ieși cu Free Free Palestine? tu glorifici exact ce face Gaza. Ce, despre ce vorbești tu când zici, vai, câți copii au murit acolo în Gaza de la bombardamente? Da? Este efectul scuturilor umane pe care Hamasul le face în fâșia Gaza. Da? O grămadă de teroriști care au zis, ok, oricum nu contează viața pentru noi, pune nevasta aici șapte copii, pune șapte cumnați, 12 pe uh, nurori, ok, hai băieți, trageți! Ăsta este scutul uman. Asta este mare ipocrizie a secolului XXI. Nu credeam că o mai trăim. Dar probabil fiecare generație are rușinile ei. Mă rog, să sperăm că ne rușinăm la timp. O zi minunată!